Pe o vreme plăcută de jucat fotbal, Unirea Alba Iulia a întâlnit aseară formația recent retrogradată din divizia FCM Târgu Mureș. Jucătorii lui Stelian German au început bine meciul, reușind de multe ori ieșiri frumoase din apărare și contraatacuri tăioase care au surprins echipa antrenată de fostul unirist Alexandru Pelici. Unirea a câștigat cu 2-0 grație reușitelor din prima repriză ale lui Ionuț Stan și Sergiu Oară. S-a adeverit încă o dată că Unirea are un prim 11 care poate să înfrunte orice formație din Liga a doua. Așa au reușit uniriștii ca de Sfânta Marie să învingă pe FCM-ul din Târgu Mureș, cu toate că formația a avut foarte multe ocazii de gol pe care nu le-a fructificat. Ceea ce nu este normal și inadmisibil pentru echipă care își dorește mult mai mult decât menținerea în Liga a doua, sunt aceste ratări monumentale. Dacă e, cred că putem număra cel puțin de 5-6 ori, dacă nu mai mult, 1-1 cu portarul. În momentul în care nu marchezi din situațiile alea și iei gol la prima fază fixă și apoi încă o gafă monumentală și pleci de la 2-0, e greu să remontezi, mai ales dacă nu marchezi atunci când ți se oferă. Fostul antrenor unirist a lăudat echipa pe care a întâlnit-o aseară pe teren. O echipă bună, cu jucători buni pentru nivelul diviziei B, jucători cu vechi state de plată și jucători cu multă experiență. Cred că va fi o nucă tare și va avea un cuvânt de spus în această ediție de campionat. Îi doresc mult succes. Stelian German a declarat după meci că nu se îmbată cu apă rece în urma acestei victorii și speră ca titularii care au jucat și în sezonul trecut să evite eventuale accidentări pentru a fi mereu prezenți la meci. Oricum, lotul divizionarei secunde a județului este foarte subțire. Ținând cont că am început foarte târziu pregătirea, la ora actuală suntem în creștere și ținând cont că ieri am făcut un antrenament, de fapt două antrenamente, unul fizic destul de dur, lotul e destul de redus și numeric și valoric. Sunt mulțumit pentru rezultat, să zicem, dar trebuie să fiu în același timp și realist că cei de la Târgu Mureș au un lot bun, au practicat un joc bun, au avut și au creat chiar 4-5 ocazii bune, noi am avut șansă la acele faze. Sâmbătă, formația Fanion a județului va face o deplasare la Turda în vederea disputării unui nou meci amical.